Complexul sportiv Unirea din Suceava, dar și alte bunuri deținute până acum de Ministerul Tineretului și Sportului, vor fi preluate cel mai probabil de Consiliul Județean Suceava. Măsura va fi luată ca urmare a desființării Direcției Județene de Tineret și Sport, care va deveni oficiu județean. Propunerea a fost făcută de vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Viorel Seredenciuc, și va fi supusă votului în cadrul ședinței de miercuri. Bunurile imobile vor face obiectul transferului de proprietate, conform competențelor propuse spre descentralizare, ca urmare a desființării Direcțiilor Județene de Sport și Tineret și preluarea competențelor acestora. Se arată în expunerea de motive prezentată de Viorel Seredenciuc. Potrivit propunerii Ministerului Tineretului și Sportului, Consiliul Județean Suceava ar urma să preia clădirile Direcției Județene de Tineret și Sport din zona stadionului Areni, respectiv sediul administrativ, hotelul pentru sportivi, cantina, spălătoria, sala de atletism, sediul Agenției Județene a Taberelor, Complexul Sportiv Unirea din Suceava, tabăra Rusca, dar și baza nautică Fălticeni.